Bună dimineața din Beijing. A venit oficial iarna, dar nu este chiar așa de frig. Astăzi, gata, pomii au pierdut toate frunzele. Scot motorul la plimbare. Mai întâi trebuie să-l curăț un pic, că e plin de praf și depinde de câtă baterie mai am în el. Mă duc să cumpăr vitamine pentru copilaș, să iau niște pâine, să mă tund și dacă mai am baterie, mă duc și la supermarket să cumpăr niște fructe, legume, una alta. Hai să mergem! Deci aici e clar că avem niște pisicuțe care vin și se urcă la mine pe motociclete, motoscute. Foarte bine! I-am pus deja pătura asta, plapuma asta de iarnă, ca să pot supraviețui, dar nu l-am folosit deja de câteva săptămâni, e plin de praf. Și momentul adevărului, să vedem câtă baterie mai am. Am făcut deja 6856 de kilometri în aproape 2 ani jumate, 3 ani jumate și văd că mai am baterie plină, perfect. Deci am schimbat recent bateriile și am cumpărat niște baterii mai puternice. Au costat o grămadă de bani, 700 de yuan, deci 100 de dolari. Oh, fii atent că nu mai știu să conduc mașina, motorul. Aici s-a terminat și poarta asta în sfârșit. Hai să văd dacă trec. Am trecut, perfect. Alright. La cumpărături. Deci, de când am mai fost pe aici, au scos toți pomii care deja încurcau liniile astea de curent și au plantat pom noi. Fii atent. Ăștia sunt pomuleții noi și acolo la sculanta sapă și bagă pom noi. Iar această străduță a fost deja decorată pentru anul nou chinezesc. De țeara aici frumos luminat. Deci, am cumpărat vitaminele copilașului. Și arată 5 cutii. Sunt 30 de vitamine lichide. Îi dăm în fiecare zi. Dimineața, direct în guriță. Așa o capsulă care eu storc în gură. Și au fost 210 yuan. Deci ne ajung pentru 5 luni de zile. Alright. Butăria era închisă. Mă duc la frizer. Bine. Și frizerul meu deschide la 10. Hai că mă duc să caut altul. Am văzut altul deschis. Ok, acest frizer este deschis, mă duc înăuntru, îmi trebuie o freză nouă, cam sălbatic cum este părul. Cineva făcea comentarii, prin comentarii aici pe YouTube, că măi ce bătrân arăt, că mi-a albit părul. Da, sigur, este foarte important să facem comentarii la cât de alb este părul oamenilor. Sigur, foarte relevant. Ok, m-am tuns. Perfect. Alright, bun. Scurt, frumos. Îmi place. Și cât a fost un tuns, a costat 30 de yuan, deci în jur de 5 dolari, ceva mai puțin de 5 euro. M-a spălat și pe cap. Arăt foarte bine. Mă duc la cumpărătură alimentară. Ok. Dar mai întâi văd că s-a deschis și brutăria. Sau era deschisă și eu nu am... Am trecut prea repede pe aici. Să iau pâine. Deci aici la intrare au panourile astea de plastic. Perdelele astea de plastic ca să țină căldura înăuntru.
Și uite aici o pâine. Și ce mai au aici? Asta este o brutărie așa de cartier, zic eu. Deci o familie au aici și au deschis ei brutăria. Ok, this one. Așa. See you one. Deci scanez aici codul acesta. Bun. Am plecat la următoarea cumpărătură. Hai să las pâine aici în față la motor. Ok. Deci, îmi îngheață mâinile și mi se aburesc ochelarii. Mai port masca acum pe motor. Hai să o dau jos. Deci sistemul ăsta să ții masca sub bărbie nu este bun. Dacă zicem că ești bolnav, muți toți microbii sub pe gât. N-are rost. Mai bine nu puți bine nu porți masca deloc. Ok. Deci, aici la supermarketul ăsta bio nu mai filmez, am filmat de nenumărate ori, dar vreau să vă arăt altceva. Aici în parcare este un individ care cântă la fluier. Deci așa ceva fantastic. Wow! Fluier la flută, ce-o fi, nu știu. Hai să văd dacă mă lasă să-l filmez. I-am făcut semn cu una și a zis că da. Wow, fii atent. Și ce bine e îmbrăcat. Și are microfon, fii atent. Și un amplificator. Fantastic de frumos. Și unde suntem? Într-o oarecare parcare. Aici, în fața magazinului. Ah, și după ce a terminat acea piesă, am stat un pic la povești, așa, pe bâlbuite. Am știut și eu să zic că mi-a plăcut mult. Și l-am mai explicat ceva în chineză, n-am înțeles mare lucru. Dar fiat aici, aici un Mustang foarte fain. Ok, mă duc la cumpărături, nu mai filmez înăuntru. Ok, mi-am pus și motorul la încărcat. Fii atent, și-a făcut asta cu motocicleta lui pe trei roți. Și-a pus așa o husă ca să nu-i fie frig iarna. Este adevărat că se conduce motorul la 0 grade, minus 5 grade, 5 grade. Este extrem de frig. Iar aici se vede în spate, nu mai avem pomi, v-am arătat înainte cum au schimbat toți pomii, cum îi schimbă, pentru că se încurcau cu cablurile alea de sus.
și cum arată comunitatea noastră, acum că a venit iarna, arată cam așa. Asta este. Dar acolo, haideți să vă arăt cum și-au făcut ăia lift. Deci blocul din colț are lift. Noi nu avem lift. Stai, imediat ajung acolo. Tot așa, împărțiți între două apartamente, suntem. Acum cred că vom sta mai mult aici în timpul iernii, pentru că nu avem toate chestiile necesare dincolo și să facem dublu toate jucăriile copilului, toate minunățile, e mai greu. Mai ales acum că începe să se târască și trebuie loc de joacă. Ok, o terminat liftul, foarte fain. Deci aici și-au făcut lift. Mișto, iar în stânga și în dreapta și-au extins bucătăria. Nu știu care a fost înțelegerea, dar au extins o cameră, bucătăria. Ok. Trebuie să-mi scot mănușile. Este frig. Acum dacă voi mai duce camera de lua vederi cu mine și mai fac vloguri. Am intrat într-o rutină așa ceva mai stabilă și la muncă și acasă cu copilașul și cu Bona. Acum că vine iarna, sigurat stăm mai mult acasă. Va fi frig, dar acasă e fain și cald. Deci reîncep vlogurile zilnice. Probabil voi posta de câteva ori pe zi. Dimineața aș vrea să continui cu mesajul de dimineață. Ăla va fi live de lângă școală. Bineînțeles, sunt și momente din viața lui Zaharia. Deci să nu uităm, acesta este un canal de familie, de călătorie, cu ideile mele, cu gândurile mele despre educație, despre ce înseamnă să fii părinte, despre viața noastră aici în China. Deci vedeți aici experiențe personale. Înainte de a mă duce sus, haideți să ne uităm la pomul ăsta. Fii atent ce floricele frumoase are. Acum iarna și nouă avem niște plante care ne-au înflorit. Stau și mă întreb, astea sunt flori adevărate sau nu? Ba, cred că sunt adevărate. Foarte frumoase.